Salutare, dragii viitori de mașini! Astăzi ne organizăm să ne pregătim pentru că o să avem o excursie până în Slovacia și începem cu un mic dejun adecvat. Așa arată omleta făcută de mine și merge foarte bine cu o salată. Asta e un mic dejun care îl văd eu. Am adunat un pic prin spate, prin dubă și acum mergem să alimentăm duba pentru că, după cum v-am spus, în noaptea asta plecăm într-o dubangeală până mâine seară. Facem așa o dubangeală scurtă, 1000 ceva de kilometri, să fie primit. O, greu! Bă, oameni, bă, stai, bă, 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 206. A fost. Ce faci, boss? Bă, mă uit în oglindă. Hai să-l vedem pe Raul. Am rezolvat ceva. Bă, am vrut să-mi iau un pic de pământ pentru acasă. Acum am făcut un test, să vedem rezistența la răsturnare. Nu m-a fost răsturnat. Bun, deci, ieri am fost în Slovacia să aducem anvelope, azi le-am dat drumul, am fost pe la Petre să încărcăm ceva și acum mergem să mâncăm un gunoi de mâncare, numai îmi place. O, costă Tudy cu mâine pe volan. Ca la carte. Da, la sandwich, eu din asta nașpa. Stai bun? Să ia, domnule. Acolo în spate e Marea. Am ajuns la Constanța. Aici avem un eveniment cu un brand. Nu vă povestesc despre el că n-avem voie să împărtășim. Dar este o cazare foarte faină și vă pun câteva imagini și cu Marea, în așa fel încât să aveți o experiență interesantă prin intermediul nostru la mare, că suntem la Constanța. Bun, și am început evenimentul. Suntem la un eveniment Renault. Sunt câteva mașini spectaculoase, dar partea tare este că în cadrul acestui eveniment avem nou venitul Renault Megane RS. Una dintre cele mai interesante mașini pe care noi astăzi le avem în drive test. O mașină incredibil de rapidă. Ce partea tare poți să o conduci dacă ești din Constanța. Dacă îți faci timp mâine, adică sâmbătă și duminică, suntem încă aici și te așteptăm cu mare drag să poți să conduci, să ai o experiență Renault Sport și anume poți să conduci un Megane ultima generație, un RS ce o să-ți surprindă toate simțurile din punct de vedere a cunoștințelor tale automobilistice. Deci, dacă ești din Constanța, te aștept mâine și poimâine în zona Vivo Oșan Constanța, în așa fel încât să facem cunoștință și să testezi una dintre cele mai interesante mașini pe care Renault le-a scos în ultimul timp. Și acum, pentru că ușor, ușor soarele apune, astăzi, după cum ați văzut, m-am făcut așa o scurtă prezentare a maratonului ce l-am avut în ultima perioadă, de asta nici n-am putut edita să vă punem materiale, am fost non-stop în acțiune. Pentru început ați văzut că am pregătit duba pentru Slovacia, am fost în Slovacia, ne-am întors din Slovacia la Alba Iulia, am luat Hyundai-ul. De la Alba Iulia ne-am întors la Câmpul Lung și de la Câmpul Lung am venit încoace înspre Constanța să facem un eveniment foarte tare cu cei de la Renault.
Este o experiență foarte interesantă. Dacă sunteți cumva din Constanța, vă aștept cu mare drag mâine să facem cunoștință și să conduceți bijuteria asta. Este o adevărată experiență, doar să o privești. Hai să vă pun câteva imagini cu ea să vedeți cât de tare e. Asta a fost materialul de astăzi, sper că v-ați bucurat alături de noi de câteva zile pline de acțiune. Vă aștept mâine și poi mâine în fața Vivo Constanța pentru un drive test foarte interesant. Voi ați urmărit vreun vlog, eu am fost Mihai Beldie și până la următorul episod, nu uitați, iubiți-vă mult! Mașinile! Ciao!